Iovan. Rotariu. Culoar bun pentru jucătorul nostru, care pătrunde, încearcă să-l angajeze pe Dumitrescu, uitat în care o fentă frumoasă a lui Dumitrescu. Șut și gol! Gol, stimați telespectatori! 1-0 pentru Steaua! Extraordinară acțiunea jucătorilor noștri! Cu acest foarte talentat Ilie Dumitrescu, care s-a descurcat extraordinar în careul suprapopulat al jucătorilor turci, balonul deviat de asemenea dintr-un apărător al echipei oaspete, surprinzându-l pe Simović, și minutul 8 al partidei, 1-0. Ungurean. Rotariu, pasă foarte bună pentru Ilie Dumitrescu. Acolo singur în careu, în fața sa, a venit un jucător turc, încearcă să șuteze, primește Pițurcă. Și faultat clar, 11 metri. Da, ați văzut și dumneavoastră. Savaș Demiral, purtătorul tricoului cu numărul 9, l-a oprit pe jucătorul nostru în cursa sa spre balonul care fusese preluat. Intrăm peste câteva secunde în minutul 40 al primei reprize, cu Gheorghe Hagi executând acest penalti la scorul de 1-0 pentru Steaua. În fața sa Simović, șuta lui Hagi, gol! Șut fără replică! Iată reluarea cu o fentă. Hagi l-a țintuit pur și simplu pe loc pe portarul Zoran Simović. Minutul 40, 2-0 pentru Steaua, prin golurile marcate de Ilie Dumitrescu și Hagi din lovitură. Numai 2-0 pentru Steaua. Pițurcă, lăcă foarte pasă, foarte bună cu călcuie pentru Stoica. Ilie Dumitrescu acum, lăcătuși, 1-2 cu Ilie Dumitrescu. Nu are cui centra. Primește Balint. Centrarea lui Balint respinsă până la Dan Petrescu, care șutează puternic. Goal! Bravo, Dane! A respins puneit acolo și apoi extraordinar șut al lui Dan Petrescu, mingea a lovit bara și a deviat în plasa porții lui Simović. Steaua conduce pe Galatasaray cu 3-0, minutul 69 al partidei. Bravo, Dan Petrescu, 21 de pe Balint la aceeași fază. În cele 7 meciuri disputate până în acest moment, în actuala ediție a Cupei Campionilor, Steaua a înscris așadar 20 de goluri până în acest moment. O medie foarte aproape de 3 goluri de pe meci. Iată-l pe Hagi acum în careu. Încearcă să treacă de Erhan. Hagi în continuare, centrare, acolo este Balint. Gol! 4-0 pentru Steaua. În imagine, Gavrilă Balint, care a marcat 3 goluri până acum, acesta este al treilea în actuala ediție a Cupei Campionilor. El a înscris la Moscova golul victoriei împotriva echipei Spartak Moscova. Și dumneavoastră nu aveți în imagine decât reluarea. Între timp, Tanju Ciolac a primit un carton.